bine arătați, fetelor, să luăm o, să vă luăm un loc. Am adus așa un mamă, nu pot să cred. Păi eu mai am încă unul de la tine. Știu, dar am zis să completezi colecția. Mamă, super tare, îți mulțumesc mult de tot. Tablou de la Cristina Joia, oameni buni. Uite, te-ai cromatic. Da, m-am asortat, nu? Primești, da. Exact, uite, perfect, foarte frumos. Mulțumesc mult de tot. Să luăm un loc, să luăm un loc. Surorile Joia invitate în Joia Mare. Vreți la bar mai bine? Să ciocnim și nou? Vreți pe canapea? Unde vă simțiți bine? Hai la bar. Vă rog, haideți, vreau să vă simțiți bine. Să mai schimbăm pattern, nu așa? Exact. Perfect. Oameni buni, am revenit. Băi, ce tablou tare am primit de iepuraș. Mulțumesc mult de tot. Luați aici loc, cele două surori. Frumoase, drăguțe, talentate. Și pregătite să sărbătorească Paștele unde? Da, da. Acasă. Acasă? Paștele, da, da. Și înainte de asta o să facem așa o mică excursie până la Viena. Opa! Da. Voi împreună? Da, da, da. Da. Doar da, voi două? Da. Ce tare mi se pare chestia asta. Mai aveți momente pe care le petreceți doar voi? Încercăm, da, dar încercăm, da. Asta ne-am dat seama că de fapt trece timpul și facem lucrul ăsta foarte puțin și nu e păcat, adică... De asta îți mă gândesc, că la un moment dat știi cum e, te dezvolți, crești, da. Fiecare se duce cu familia lui într-o parte în alta și parcă nu mai ai timpul ăla pe care l-aveai cu sora ta când erați în copilărie. Când eram mici, ne certam non-stop. Bun. Deci fetele pleacă împreună în Viena, ați aflat și astăzi e Joia Mare. Tradiția spune că în Joia Mare se vopsesc ouăle. Da. La voi e o tradiție pe care o respectați? Eu încerc de mult pot să fac chestia asta. Niciuna dintre noi nu am moștenit-o pe mama, care mama este o bucătăreasă foarte ok și se pricepe. Vorbește, deci talentul ăsta? Da. Așa. Simt cum îți scape căciul. Dar încercăm. Eu mai mult, ea mai puțin. Nu, este referia la vopsit ouălor, atenție, nu l-a gătit. Da, deci, da. Ok, iar la vopsit ouălor, mi se pare aici corect, nu e o întrebare bună dacă Cristina Joia vopsește ouă. Cristina Joia pictează. Exact. Next level. E designer de ouă. Mamă, abia aștept și când o să fie colecția expusă. Păi îmi trebuie timp să termin. Timp. Cu artiștii ăștia, nu te mai înțelegi. Timp. Dar uite că acum, cum să zic, am scăpat de pandemie și așa că putem, adică mă gândesc serios să reiau ideea cu vernisajul, cu expoziția. Mi se pare super să faci treaba asta. Da. Chiar zilele trecute am fost cu prietenul Ciucă, uite de la noi doi, la Biblioteca Națională, la vernisaj. Frumos. Am fost la o expoziție superbă de pictură. Băiatul lui Carmen Tănase, actrița Carmen Tănase, are expoziția la bibliotecă. Exact, Teodor Parhon are expoziția la Biblioteca Națională, până pe 2 mai puteți să mergeți, este senzațional. Corect? Corect. Ca să vezi pe unde mai umblăm noi. Da. Adică suntem totuși niște oameni care mai merg de la bibliotecă, pe la vernisaje. Da, să ți-ai pus sacoul azi, așa? Ajuste în Joia Mare, din surorile în Joia. Spuneți-mi din copilăria voastră, care e cea mai frumoasă amintire legată de Paște? Deci, sora mea cu condeiul, nu știu dacă știți, dar sora mea este un om al artelor cel mai complex sens, adică ea, în afară că pictează, și scria poezii. Scria poezii. Dar urmează să zică ceva rău, că m-a lăudat. Stai puțin, că trebuie să urmeze ceva. Deci, atenție. Da, deci era în dormitor, toată lumea trebuia să creăm așa un cadru dintr-un univers metempsihotic abscons, știi? Și mă duceam... Ajungi la subiect. Și venea săraca mama, cine bate covoarele? Cine facem și noi ceva? Și sora mea era, du-te tu, adică eu mai am, tine. Da, și eram mitică poezie, de serviciu, exact, iar și eram mitică de serviciu. Că cea lasu, că cea acum creează, lasu să învețe. Da. Nu, pe bune, și chiar serios, chiar a luat și premiu la poezie. Da, în adolescență. Cristina Joia, pentru că tot ești invitata noastră de astăzi, poți să ne reciți o poezie? Aoleu! o strofă! Dar fii odată să ne spui din poeziile tale. Dar aveți vreun moment în care, nu știu, ați mâncat prea multe ori, vi s-a făcut rău, v-ați certat de la ceva? Nu, am făcut, dacă ți-aduce aminte, dar nu cu ouă, am făcut pariu că eu pot să mănânc 20 de cupe de înghețată.
Și cine, adică cine câștigă pariu, plătește înghețata. Ideea e că de pe la, deci de pe la cupa a 10, nu, a 10-a nu mai simțeam gât. Deci era, uite așa era. Da, nu vrei să plătești înghețata. Așa, nu, dar mie chiar mi-a plăcut. Ideea e că după aia am mai zăcut încă o săptămână, că am răcit groaznic, așa că... Deci asta a fost un pariu vis-a-vis de... Câștigat de, da, de da, viol. Da. Da, dacă ar fi să ne întoarcem un pic așa în copilărie și v-aș întreba un miros care vă aduce aminte de copilărie și de Paștele de atunci, care ar fi? Cozonaci. Cozonaci? Da, cozonaci. Și mai e ceva, făceam, cred că budincă, să zice peste tot, nu știu dacă doar în Oltenia, budincă din aia cu brânză cu, și cu miere și cu... Da, și mirosul ăla de, nu știu, de brânză aia cu macaroane, că nu era mare lucru ca rețetă, da? Brânză cu macaroane, da, ce budincă? Da, budincă, eu noi așa ziceam, budincă. Cum ziceam o ciucă la noi în Oltenia? Brânză cu macaroane, cum e? Sau macaroane cu brânză? Macaroane cu brânză. Da. Mie îmi plăcea chiar mai mult decât cozonacul, jur, deci este o chestie așa, deci pe care tine o țin minte. Ăla e mirosul copilăriei. Da. La tine, Vio? Eu să zic, nu vreau să zic soluție de curățat covoare, dar nu. Ea are o dramă cu sorsa care scria și nu participa la... Acolo voia să ajungă, de fapt. Și ai dreptate, când spui acum de copilărie, mamă, îți aduce aminte mirosul ăla de motorină pe care îl găseai la școală după ce vacanță? Curățau podele cu motorină. Dar să știi că, fiind diferența asta de ani între noi, când eu eram la școală, 10 ani, noi nu aveam voie, spre exemplu, în comunism, deci veneam cu, asta mi-aduc aminte, veneam cu ouăle în buzunar, le piteam așa pe sub bancă și ciocneam așa ușor să nu ne audă învățătoarea, tovarășa învățătoare. Bine, săraca și ea, adică era de acord, dacă nu îndrăzneam. Și atunci erau, cum să zic, lucrurile astea erau interzise și noi ne doream foarte mult să avem conexiunea asta între noi, între cine a câștigat, cine are ouă mai tare, cine... Dar făceam lucrul ăsta ascuns. Asta mi-aduc în minte, adică... Vio, tu vreau să spui cu dragostea cum stai în perioada asta? Stăm bine. Paștele, toată familia unită, mărită? Da. Ok, vine iepurașul? Sper. Da, oricum, iubitul meu face un tiramisu foarte bun. Știu că nu e foarte... Cine face tiramisu? Iubitul meu. Iepurașul? Iepurașul, da. Știu că nu e foarte în zona asta mioritică, dar mai facem dar și altfel de dulciuri. Dar de ce face un tiramisu așa bun? Care e jobul lui totuși? El lucrează în zona IT-ului, dar s-a nimerit cu tiramisu. IT-știi au talent. Perfect, foarte tare. Deci, uitați cum e în familia Joia. Eu facem negrețe foarte bune. Una este artistă. Da, exact. Super tare. Mi se pare, știi că eu m-am întâlnit zilele astea, cred că cu tine. Da. Nu când am fost la evenimentul unde am prezentat. Ieri și alaltă ieri m-am întâlnit cu tine, te-am salutat, dar tu nu mai bagi lumea în seamă. De 2-3 ori, cred că de 3-4 ori ne-am intersectat. Aoleu, nu mi-amintesc. Cămașa albastră. Am înțeles. Am mers cu ciucă, am avut treabă pe DN1 spre aeroport și erau niște panouri mari publicitare. Cine era, mă? Cristina Joia, mă. Deci mergeam, băi, Cristina, bună! Nimic! Bună, Cristina! Cămașa albastră, tot. Foarte Rochie. Frumos. Cum? Rochie. Albastră. Eu am văzut doar de la brun sus, că n-am arătat și jos. Foarte frumos, bravo. Oameni buni, Cristina și Vio Joia, două surori senzaționale, pregătite, cum să zic, să petreacă Paștele ăsta în familie. Și în același timp știu că au început și înscrierile pentru noul sezon Visuri la Cheie, ceea ce e foarte frumos. Da, și chiar îi rog pe oameni să scrie, deci e un link la care ei se pot înscrie și să trimit acolo povestea familiilor, cu poze, cu tot ce trebuie, pentru că e foarte important ca mesajul ăsta să ajungă în inimile oamenilor și în sufletele lor și în casele lor, pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care poate au nevoie de ajutor, dar nu știu, nu au Facebook sau nu pot să scrie sau, și atunci să roage, nu știu, preotul din sat, învățătorul, adică să ajungă povestea la noi, e foarte acum, important. Acum știi cum e, mai mult ca sigur cineva în jurul tău se descurcă să trimită un mail sau un mesaj și ar fi păcat ca oamenii să nu trimită la Visuri la Cheie, pentru că începe un nou sezon, cum spuneam ceva mai devreme. Da. Băi, acum am văzut, mă. E relief. Băi, nu că e în relief, dar vreau să vă arăt la artistul. E un om, acolo. E un om, e un personaj care face levitație, așa se ridică deasupra. Am văzut și asta că face levitație, dar am văzut altceva. Ce-ai și văzut? Nu știu dacă asta. Nu, nici amprenta. Am văzut că aici scrie J. O, I, A, în fiecare colț. Așa le semnezi tu? Da. Pe unele ca să nu stric compoziția, că dacă semnezi într-o parte în dreapta, mi se pare că stric compoziția. O,
I, A, Joia. Ce tare, mă. Super. Mă bucur mult de tot. Bravo. Foarte bine, fetelor. Poți să-l pui și așa pe comodă, știi, fără să-l pui aproape perete, bine, aici pentru perete. Îl pui pe perete, da. Lasă tu camionul de telefon. Foarte frumos. Viu, aș vrea să vorbim un pic despre niște lucruri și anume cum poți să ne ajut să spargem niște parole, avem niște probleme de genul ăsta. Ah, dar IT-ul... Nu ți se cere mereu asta? Nu, pentru că IT-ul este o umbrelă imensă, iar eu nu sunt pe zona asta, eu sunt pe learning, adică... Dar știu un prieten care știe un prieten care poate să... Cunoască un prieten. Deci se poate rezolvă. Până la urmă, da. Dar am înțeles că cele mai mari salarii sunt IT acum. Nu e ca nu e. Și că IT-știi sunt cei mai căutați acum. Da. E bătaie pe bol. Da, este într-adevăr, dar depinde de ce zonă, depinde de domeniu. Dar da. E... Crezi că la 44 de ani cât am eu mă pot apuca acum de IT să fac o aplicație sigur. Ceva? În mod sigur. Exact. Da. Dar tu arăți mult mai bine, mult mai tânără, mult mai, cum să zic, relaxată. Nu ești la job în fiecare zi, nu? Ba da, și să știi că ca freelancer îți dai singur de lucru foarte mult. Și de multe ori te trezești că ai muncit 17 ore într-o zi și... Ok, perfect. Dar e important să-ți placă. Asta zic și eu. Revenim la IT. Da, să revenim la IT. Deci tu ești turbă umbrelă foarte mare. Mm-hmm. Și asta am văzut și la știri. Dom'le, IT-știi cel mai bine plătiți. Aveți și scutiri de impozite foarte multe acum, nu? Și da, cu trenul, da, gratis. Da. Nu știu cu trenul gratis și nici cu scutirea de impozite, dar... Da. Dar dacă tot i-ai zis o să întrebe, să te vină de ce ai ajuns. Bun. Și pe prietenul tău l-ai cunoscut cum? Tot la IT? Da, în lumea virtuală sau în lumea reală? În lumea virtuală și după care ne-am și întâlnit. Deci nu pot să cred. Păi cum? Deci cum l-ai cunoscut? În lumea virtuală. Adică lucrați la o aplicație, la ceva, la un proiect și vorbeați virtual? Da. Prin coduri? Moarte. Și apoi emoji, știi? Deci primul trandafir a fost un emoticon? Ah, nu. Primul pupic a fost un emoji. Nu suntem noi cu trandafiraș că n-avem 15 ani. Da, primul pupic a fost un emoji. Da, nu. Hai un să bem un suc, am băut un suc și asta a fost, da. Eu e da. Cu pisicile. Perfect. Da. Și cu căței, da. Fetelor, sunteți foarte faine, jur, pe cuvântul meu de onoare. Mă bucur mult de tot și de astăzi, Ciucă, mă gândesc în felul următor, să spunem IT-știi care vin la noi la emisiune să primească ceva. Ce? Păi nu știu, azi că e Joia Mare, să primească un ou roșu din partea noastră. Ah, IT-știi de acord. Să primească câte ceva, nu știu, să primească perfect. Ceva de la noi. Și o felie de cozonac. Frumoase. Exact, o felie de cozonac, uite, avem o felie de cozonac sau ceva. Când avem IT-știi, dăm felii de cozonac. Super. Perfect. Mulțumim mult de tot fetelor că ați venit. Sărbători fericite. Să aveți tot ce e mai bun pe lume și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Sărbători fericite. Da. Perfect. Deci facem în felul următor. Tu data viitoare vii și ne spui o poezie. Da. Iar tu data viitoare vii cu o bucățică de tiramisu. Perfect. Așa facem. Da. Când e data viitoare? Când vreți. Trebuie să... Cam când. Hai să nu lăsăm foarte mult timp să treacă. Cam când. Să facem o poză la minut cu surorile Joia, Costin. Asta facem în Joia Mare, poze cu surorile frumoase, dar să nu lăsăm timpul să treacă. Da. Maxim tiramisu. O lună, ți ajunge timp de o lună, da? Da. Greta, să notezi pe listă, avem tiramisu în maximum o lună adus de Vio Joia. Iar Cristina, poezia, da? Da. Perfect, vă mulțumesc mult, fetelor!